Salut, sunt Alex și bine te-am găsit pe canalul nostru de educație financiară. În acest episod o să vreau să acumulez câteva companii pe Bursa de Valori București, dar înainte de a începe acest episod nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult și să nu uitați de promoția celor de la Trading 212, aveți un link în descriere în care puteți să luați o acțiune în valoare de până la 100 de euro dacă completați pașii din descriere. Cu astea fiind spuse, haideți să vedem ce face pe Bursa de Valori București, pe portofoliul nostru pe Tradeville. Înainte vreau să vă spun că am adaptat puțin calitatea, am cumpărat un microfon și o cameră nouă, la fel, filmând de pe un laptop, pentru a putea aduce o calitate în plus vouă, cei care mă vizionați. Bun, haideți să vedem, da? Avem 4846 de RON în momentul de față pe Tradeville și mă gândeam să achiziționez o anumită companie. Acea companie pe care eu vreau să o achiziționez, pentru că urmează să vină și dividendul acesteia, este, după cum puteți observați, Banca Transilvania. Și haideți să vedem ce facem noi pe Banca Transilvania, da? Mergem și noi pe ordine, mergem aici pe portofoliu, de fapt, mergem pe sumar și observăm că Banca Transilvania a crescut, a avut o creștere destul de abruptă de la 16-17 lei și acum în momentul de față este 22,52, aici puteți să observați, dar în vârf a avut 22,86. Bun. Banca Transilvania, după cum știți și după cum ați văzut și în reels-urile pe care le-am făcut pe canalul nostru, am arătat că oferă un dividend brut de 5,1% în momentul de față la prețul acțiunii. Ceea ce nu este un lucru rău, este un lucru chiar foarte bun. Oferă undeva la 1,13 RON per acțiune, dividend brut, un dividend net de 1,09 dacă nu mă înșel. Și haideți să vedem ce avem noi aici, da? Vreau să cumpăr Banca Transilvania de undeva la 2000 de lei. Am selectat euro portofoliul nostru, dar să selectăm un RON ca să vedeți cât valorează portofoliul RON. În USD valorează 1437 și în euro 1370, da? Haideți să vedem. Mergem și noi pe cumpără, ordin complex și vedem pe market, pentru că nu vrem să luăm la limită, vrem să vedem pe market. Dacă ne uităm pe o zi, prețul a variat. Și haideți să vedem cât putem să o cumpărăm. Mă gândeam în felul următor, să cumpărăm de 2000 de RON. Asta ar veni undeva la 80 de acțiuni dacă nu mă înșel. Nu, 90 de acțiuni. Undeva de 90 de acțiuni, să zicem 88, ca să fie fix, nu? 88 de acțiuni ar veni undeva la 2000 de RON. Dar pentru că vreau să măresc puțin acest portofoliu, pentru că banii rămași vreau să-i scot și să investesc în altceva, o să vreau să cumpăr ceva mai mult din Banca Transilvania. Așa că o să venim puțin și o să facem un scurt calcul matematic. 2 secunde. Mergem frumos aici pe calculator. Ok, am adus și pe domnul calculator în momentul de față în imagine. Haideți să vedem ce o să facem cu domnul calculator. Haideți să-l punem așa, da? Doar pentru a vedea. Deci, în momentul de față, prețul acțiunii este 22,52, da? Copiem prețul acțiunii și îl punem aici. De fapt, hai să luăm așa, 2800 împărțit la acest preț. Și să vedem. Putem să cumpărăm 124,33 de acțiuni, adică 124 de acțiuni. Haideți să vedem, 124 de acțiuni, cât ar costa? 124 ar veni 2817 lei. Și aș mai rămâne cu 2000 de RON. Avem și comisionul de 18 lei. Vreau să mă gândesc puțin, oare o să-mi ajungă. Hai să vedem, 125 de acțiuni. 2000 de RON. Cred că o să cumpărăm 125 de acțiuni. Oare nu putem să punem limita mai mică? Haideți să vedem aici ce cantități avem la sell. La 56, 853 de acțiuni. La 60 văd că au vândut. La bid aici văd că avem o grămadă de cumpărat și puține ordine de vânzare. Atunci o să punem 125 de acțiuni cantitate la prețul actual de pe market. 125 și ne mai rămân 26,38 de lei. Observații, nu o să scriem nimic deocamdată. Și mutăm un pic pe schema aici ca să vedeți și dăm lansare ordin.
Aici ne apare să confirmăm ordinul, adică să mai apăsăm o dată și noi, pentru că vrem să reachiziționăm, o să apăsăm confirmare ordin. După cum puteți observați, ordinul lansat cu succes în piață pe Bursa de Valori București. Dăm pe închide și o să așteptăm să se execute ordine. Avem aici ordinul lansat și acum ordinul a fost lansat. Haideți să vedem, avem minus 38 de lei în momentul de față. Profit, pierdere pe Banca Transilvania. 125 de acțiuni, avem un preț mediu de 22,72. Cu acestea fiind spuse, asta este ce am cumpărat eu pe Bursa de Valori București în momentul de față. Portofoliul încă nu este gata, vreau să-l construim cât mai multe active. Vreau să mai cumpăr și hidroelectrica, să vedem în viitor, poate la începutul anului viitor, dacă o luăm niște hidroelectrica în portofoliul nostru de investiții. Până atunci, vă mulțumesc de vizualizare, eu am fost Alex, acesta este portofoliul meu de investiții, adică fondul proprietatea Romgaz, Nuclear Electrica, OMV Petrom și Banca Transilvania. Acestea sunt investițiile mele în momentul de față, atâta valorează portofoliul meu de investiții. Am fost cumpărat la 22,56 și eu am un preț mediu de 22,72. Un preț mediu destul de mare, adică un spread destul de mare a avut loc în această tranzacție, dar cu acestea fiind spuse, eu vreau să închei episodul aici. Mulțumesc de vizualizare, a fost un episod scurt, doar cât să acumulez Banca Transilvania în portofoliul meu de investiții. Au mai rămas 2006 lei, cu aceștia o să trebuiască să fac altceva. Bun, eu am fost Alex și ne vom auzi în episoadele următoare. Pa, pa!